Mărturii șocante! În premieră, sclavii salvați din lagărul romilor de la Berevoiești găsesc puterea să vorbească. În cap, în Buddha, în Buddha. Până leșinam. Omul acesta a fost... a fost bătămat grav. Bătuți, umiliți, înfometați și cu destinul frânt. Doi frați scăpați din lanțurile sclaviei își spun povestea cutremurătoare în fața țării. Deci nu e brândă, nu are treabă cu laptele. Wow! Bine că avem, în schimb, clorură de calci. Brânza de vacă fără pic de lapte, făcută din ulei de palmier, grăsime de balenă și soluție de dezghețat șoselele. Bagă acea grăsime hidrogenată. Despre ce brânză putem vorbi cu 0% lapte? În timp ce autoritățile se încurcă în declarații, noi suntem copaii experimentelor alimentare. Produsul este făcut în România. Aici tăiem puțin că... De ce să tăiem? Adică nu e așa? Astăzi seară vă arătăm adevărul de sub eticheta mincinoasă. Bine ați venit în mica România din Londra. Românii pun liră peste liră și speră ca Brexitul să îi prindă cu bani în buzunar. Suntem importanți în construcții, în servicii, hoteluri, spitale. Nu se poate, se paralizează Londra. 250.000 de români vor goli cartierul de la marginea Londrei. Piața merge înainte, orice ar fi, un Brexit sau un Brexit, românii vor pleca în altă țară. Tot timpul ne-am gândit, oare bine să fie acasă, să poate face ceva. Au stat 20 de ani la capătul lumii, dar au mai dat o șansă României. Să arăt că se poate și în România, să arăt oamenilor că trebuie a lucra. Ei sunt moroșenii care transformă casele vechi în pensiuni turistice. Bună seara, bine v-am găsit! Taximetriștii noștri au grijă să le facă săjurul unul de neuitat străinilor care deschid portiera. Peste 1 milion de străini au ajuns anul trecut în București și probabil că numai jumătate dintre ei se vor și întoarce vreodată pe aici. La adăpostul nopții, șoferii își fac propria lege. Curse taxate după ureche, trase întortocheate și înjurături aruncate, fără jenă turiștilor care nu le înțeleg limba. Urmează un material filmat cu camera ascunsă. Sunteți liberi? Suntem. În drumul taberei mergem? Mergem unde mergem? Pe Valea Oltului. Ce 50? Acela polițist, taximetrist. Ce dracu, sistemul e unul singur, unul simplu. It's like 50 lei. Really? Yes. Really, man. București, centrul vechi, ora 5 dimineața. Unii nu știu cum să ajungă mai repede acasă, alții cum să-ți scoate mai mulți bani din buzunar. Vorbim, evident, despre aceiași taximetriști care își fac veacul în buricul târgului și cu care tocmai am făcut cunoștință, atât noi cât și acest cuplu de străini. Veniți din țările scandinave, obosiți și înconjurați de bagaje, încearcă debusolați să se urce într-un taxi și să ajungă la hotelul aflat la o aruncătură de băți. Habar n-au că pe la noi lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Unii taximetriști au grijă să le facă șederea de neuitat. My name is Andrea. Where are you from? I'm from Norway. So, welcome to Romania. Yeah, so, it's not good here. Why? We have booked a hotel. Nobody knows where the hotel is. The police don't know where the hotel is. The taxi drivers just round and round and round, don't know where it is. The taxi drivers don't help you? Not at all. Not at him either. He don't know where this new hotel. We have booked a new hotel. He don't know where this is. It's very bad for... Where is your hotel? Pierduți în stradă, vieții oamenii nu mai înțeleg nimic. Tocmai ce au coborât dintr-un taxi care i-a plimbat în cerc minute în șir, iar acum, disperați, sunt gata să își încerce norocul a doua oară. Prezența noastră pare că îi strică ploile șoferului. Ce faci?
Îl lăsăm și încercăm să dăm o mână de ajutor celor doi turiști. Hotelul unde și-au făcut rezervările se află foarte aproape de locul unde suntem. This one? And he don't know where it is. It's impossible because everybody knows where his hotel is. Știi unde e hotel? Da. Păi și de ce zice domnul că nu... că nu știu unde... Probabil nu știe engleză bine. Nu știe dânsul? Dumneavoastră. Eu nu știu engleză bine. Eu nu i-am spus că nu știu, dar da. Și după știu. Cu memoria împrospătată brusc de prezența echipei de filmare, taximetristul pleacă spre hotel. În urma lui încercăm și noi să urcăm într-o mașină care să ne ducă până în capătul celălalt al orașului. Bună seara, sunteți liber? Nu? Nu? Păi da, sunteți verde. Bună seara, sunteți liber? Ăștia vor mai mulți bani, mai bine să stai cu în drumul taberei. Mergeți. Cu ceas sau fără ceas? Cu ceas? Și cam cât e ceasul până acolo? Nu mai merg, frate. Dacă îmi pui atâta întrebări, să ne depun pe ceas, nu știu. Ce crezi că sunt mama? Aproximativ, nu că gata, nu mai mergeți. Bună seara, sunteți liber? Suntem. În drumul taberei mergem? Mergem unde mergem? Pe Valea Oltului. Ce 50? Păi la ceas. Nu? Nu mai merge nimeni cu ceasul la ora asta? Păi mergeți cu ceasul și vă întoarceți și mai luați pe încă unul, pe încă unul și uite așa. Nu e vina clienților, e vina la patron. Orice nu e nimic cu țara. Pe scurt, înțelegem că ziua se merge cu ceas, iar noaptea fără, la mica înțelegere. O practică veche pe care taximetriștii noștri o respectă cu sfințenie, dar care îi pune pe fugă pe străini. If you see at the text, it's okay. Right in there. 1.39. When I came outside and I saw 50 lei, 100 lei, what will I think? It's not okay. This guy's joking with me. Because even when I'm in Spain, Portugal, don't pay this price. Dacă sunt polițiști acolo și ei tot așa fac. I don't understand. Tu ce să faci? Și tocmai când tinerii dau să ne povestească experiența lor din centrul vechi, cameramanul nostru este lovit în spate de mașina taximetristului, deranjat de prezența echipei de filmare pe teritoriul lui. It's like 50 lei. Really? Yes. Really, man. One second, because... De... Cum adică să stea pe totor? N-aveți voie să stați în aferința. Alo? Vă rog frumos. Dar dumneavoastră nu vă uitați când ați cu spatele? No. Se vede treaba că tupeul n-are limită, iar legea se aplică după cum vrea fiecare. Tu mai dai peste colegul meu. Păi ai dat peste el, domnul meu. Ce e? Ați dat peste el, nu vă uitați când ați cu spatele? Același policist, taximetrist. Ce dracu, sistemul e unul singur, unul simplu. Același. Sistemul asta este. De cât timp ești în România? Nu-i pasă, eu sunt de 6 ani. Eu știu de 6 ani? De unde ești? Eu sunt din Angola. De 6 ani și în 6 ani nu s-a schimbat nimic de când ești tu aici? Nu, de nu când s-a ești... schimbat nimic, absolut nimic. Every tourist is welcome, but when a tourist see this kind of things, it's like, oh my God. Is disappointed? It's disappointed. Neplăcut e puțin spus. People can come out in the day and the nights, you know, that's what I'm talking about. Probably the kind of money that will be able to, as in for them to go to the house, maybe let's say 10 lei, you know, they'll put this the particular money for 10 lei for taxi. And they will ask you 30 lei. Yeah, they will ask you 30, not even 30 lei, even like a kilometer they can tell you 50 lei, 1 kilometer. Și culmea, negoțul cu prețul pe kilometru se petrece în fiecare noapte chiar sub nasul poliției locale. Bună seara! Ați văzut că ni se plâng străinii? Am înțeles. Orele trec, se crapă de ziua, iar coada de taximetriști pândari nu s-a mișcat de ore bune. Nici nu se simchisesc să pună cheia în contact când aud de o cursă scurtă pe bani puțini. Păi și voi de cine filmați? Aș vrea să vă reclamă la canalul ăsta. Aș vrea să vă măsurați cuvintele pentru că nu vă
jogging în nimeni și nu cred că este foarte frumos să vedeți unei femei așa. Nu v-am întrebat, da? Nu v-am jurat nimeni. V-am întrebat, v-am întrebat, nu mai ne luați starea așa, că vedeți că suntem puțin mai vezi, doamne, taximetriști. Iar circul continuă. Sunt frumos, ce faci? Sunt, păi nu-mi convine nimic din ce faceți voi aici. Deci ați văzut că facem și ce nu va conveni. Lasă-mă, frate, că nu merge de bine. Și uite așa, soarele răsare din nou peste un București mereu surprinzător, în care odată ajuns, nu ai cum să-l dai uitării. Luni de zile legați cu lanțurile, bătuți, umiliți, înfometați și cu destinul frânt. Da, ți-a auzit bine, legați cu lanțurile. E povestea demnă de un scenariu de film a doi frascăpați din lagărele romilor de la Berevoi și de Argeș. În doar jumătate de an au devenit două umbre și abia acum găsesc puterea să-mi vorbească. Mai grav e că i-am găsit într-o sărăcie cruntă. Vă avertizez că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, dincolo de care însă se ascund două destine distruse și abandonate. Dar ce s-a întâmplat atunci? Ochii spun mai mult decât cuvintele. Ar fi mult prea dureroase și ar însemna să retrăiască chinul la care a fost supus zile și nopți în șir. Pe chipul acestui om se citește încă durerea, frica, neputința și teama că nu va mai fi niciodată omul care a fost. În seara asta încerc să refac povestea șocantă a sclavilor de la Berevoiești, la fix un an de când mascații descindeau în satul din Argeș, în care romii își făcuseră propriul lagăr. Copii și tineri, răpiți, bătuți cu biciul, înfometați și legați cu lanțurile de picioare, mai rău ca animalele. Sunt imaginile șocante care în urmă cu un an făceau în conjurul Europei. De departe, acest fragment e cel mai greu de privit și pare mai degrabă desprins din filme, dar e realitate crudă. E cu atât mai greu de imaginat că un om ar putea să chinuie un alt om în asemenea hal. Cu lanțul strâns în jurul brațelor, așa aveau să-l găsească mascații pe acest tânăr. Ca să fie sigur că sclavul lor nu are nicio scăpare, stăpânii au înfășurat zalele de stâlpul casei și le-au pus și lacăt. Nimeni nu știe de cât timp stătea bietul om chinuit așa. Și nu puțin sunt cei care au văzut iadul în casele romilor din Berevoiești. Printre ei, Cristi și Dan Bratu. Abia acum, la mai bine de un an de când au scăpat din lagăr, au puterea să vină în fața camerelor și să spună țării întregi în premieră dureroasa lor poveste. Ce am simțit noi în privirile celor doi frați a fost mai degrabă un strigăt mut prin care ne cer ajutorul. Dramatic, da, și radical. Vorbeam în momentul în care am ajuns aici cu Dan. Dan, așa cum îl vedeți acum, este un alt om. Dan pe care îl vedeți în această imagine era altcumva acum doar câteva luni de zile. Acest om pe care noi îl vedem în cadru nu mai are nici pic de echilibru, nu se mai poate coordona în niciun fel, deși acum câteva luni de zile era taximetrist. Aveam să-i găsim în sat, unul la muncă, altul în fața casei părintești care stă să cadă. Ororile au trecut, dar au lăsat urme adânci, iar din bărbații de ieri au ajuns azi niște umbre, niște neajutorați. Ce e mai grav e că de când au scăpat din mâinile romilor, nimeni nu s-a mai interesat de soarta lor, deși acum, mai mult ca oricând, ar avea nevoie de ajutor. Impactul față de nou, față de curiozitate, față de atitudinea dumneavoastră protectivă, blândă și așa mai departe,
realiza contrariul, teama față de. Nu le venea să creadă, probabil că sunt atrași într-o capcană, în ceva. Priviți cu atenție pe cei doi. Vă puteți imagina că în urmă cu un an și jumătate erau doi bărbați în putere? Acum sunt incapabili fizic și psihic să-și poarte singuri de grijă. Trăiesc acum de pe o zi pe alta. Autoritățile i-au salvat din infern, dar i-au aruncat la marginea societății. Drama lor le cunoaște cel mai bine Ioana Bucureșteanu, ziaristă la o publicație locală piteșteană. Ea a ajuns printre primii la descinderile de la Berevoiești și, spre deosebire de autorități, a încercat să nu-i abandoneze în uitare. Pe tine ce te-a șocat din povestea celor doi frați? Cel mai tare. Sincer? M-a șocat foarte tare situația prin care au trecut, dar și mai tare pe mine mă șochează situația prin care trec ei după ce au ieșit de acolo. Că au fost lăsați așa la marginea societății, că nu se interesează nimeni de ei, că nu-și asumă nimeni vina pentru ceea ce li s-a întâmplat. Pur și simplu. Sunt ai nimănui. Deși trăiesc printre oameni, trăiesc printre noi. Trecând printr-un asemenea infern, este de discutat dacă un astfel de om mai poate să-și revină, să-și reechilibreze personalitatea. E un caz șocant de sclavie modernă care îi uluiește, până și pe specialiștii care au văzut zeci de orori la viața lor. Profesorul dr. Tudorel Butoi este recunoscut drept cea mai înaltă autoritate în domeniul psihologiei criminalistice. Nu e vorba numai de răpirea de libertate și sequestrarea de persoană. E vorba de umilirea unui om. Ei sunt într-o zonă a ripostei de plastelină. Ușor manevrabili, ușor sugestionabili, temători, fricoși. Constituie materialul cel mai permisiv, cel mai bun. Pentru ca stăpânilor agresivi, autoritari, să poată să îi exploateze, pentru că noi vorbim de exploatarea unor persoane aflate în nevoie aici. Viața celor doi avea să se schimbe peste noapte după un lung șir de necazuri. Mai întâi au pierdut mașina pe care făceau taximetrie în oraș, apoi singurul sprijin pe care îl mai aveau pe lume, bunica, a decedat. Ca să o mormânteze, s-au împrumutat de bani, iar de aici avea să înceapă calvarul. Disperați și plini de datorii băieții, au intrat de bunăvoie în casa romilor, care le-au promis masă, casă și bani, dar care aveau să le devină stăpâni. A zis că are nevoie de șofer. Când avem și m-a luat la casă. Tu ai carnet de conducere. Și ce trebuia să faci? Care era munca ta acolo? Ce presupunea ea? Păi, prima dată... Când m-am dus, a zis că decât ca șofer. Unde ai ajuns? Explică-mi ce era acolo, la ce familie ai ajuns. Ce oameni erau acolo? Erau niște rudari, când am fost acolo. Bun, câți oameni erau? Că erau mai multe familii, nu erau. Deci voi erați, de fapt, sclav pentru mai multe familii? Da. Cu fiecare zi care trecea, viața fraților Bratu avea să devină un calvar. Ajunși în familii diferite, aveau parte de același tratament umilitor, obligat să muncească din greu, fără bani și hrăniți cu o coajă de pâine spre distracția stăpânilor. Voi ați lucra pentru mai multe familii, ce trebuia să faceți? Ce trebuia să faci într-o zi de dimineață până seara? Să... Ducea, nu. Să ce? Să ducea și fura lemne din pădure de acolo. Furați lemne din pădure? Nu, ei se duceau. Ei se duceau la furat de lemne și voi ce trebuia să faceți? Le ducea acolo, în curte și le spărgeam, le team. Și altfel de munci trebuia să faceți? Acolo, prin curte. Ce trebuia să faceți? Cu motor acum. Ah. Trebuia să faceți toată treaba pentru ei? Absolut, da. Orice? Eram pozit tot timpul. Nu eram
liber. Dincolo de faptul că sunt niște oameni extrem de simpli, teama. Există ceva ascuns în spatele acestei tăceri? Teama. Teama, spaima, frica. Asta e o chestiune dezumanizantă. De dimineață până seara erau supuși la tot felul de munci, acum în funcție de nevoile fiecărei proprietari de sclav, să zic. De la spălat de rufe, făcut curățenie în gospodării, tăiat de lemne, unii duceau și în pădure, îi luau cu ei la tăiat și cărat de lemne, alții pe post de șofer. Am înțeles că cei care erau folosiți ca și șoferi aveau parte de tratamente mai bune din partea romilor de acolo. Erau zile când nu mâncați deloc? Da. Ce mâncai acolo? Ce mai rămânea de la ei? Și câte un castron cu ciorbă, da, numere. Nu mereu venea castronul cu ciorbă. Se arunca mâncarea pe jos, erau câteodată bătuți până leșinau, apoi nevestele stăpânilor lor, să zic, îi stropeau cu apă rece, aruncau apă pe ei să se trezească, îi luau iarăși la pătate. Deci abuzurile au fost extraordinare, au fost crunte. Chiar dacă ar fi vrut să se plângă cuiva, Cristi spune că nu avea cui. Cineva era în permanență cu ochii pe el. Tot satul era plin de rudac acolo. Și erau înțelegere între ei? Da. Adică dacă no. Iar dacă vroia să plece, era amenințat cu bătaia. Am încercat să fug sus, la mânghia. Și? Am luat-o pe câmp și s-au luat după mine. Și n-am reușit să arunc mesat acolo. Și te-au bătut? Sau... Cu ce te-au bătut? M-au luat valii, la care eram. Și? Ce ți-a zis? Îți mai aduci aminte? M-am luat târâș de acolo. Am reușit să ajung până la o poartă acolo. Sperai să scapi. Da. Ca femeile alea nu aveau nici pic de lume. Nu. Erau mai rele. Cum îi băteau? Cu ce prindeau, nu țin acum. Dacă avea lemnul în mână și cu lemnul, da, după. Cu ce prindeau în mână, cu vaia dădea, nu țin acum. Dacă prindeau toporul, cu toporul dădea. Dar vreun bani ați primit? Nu, nu ne-a dat nimic, niciun bani. Dar noaptea unde dormeați? Jos. Pe pământ direct? Da. Nu aveți nicio pătură? Ne mai dădeau pătură. Și dormeați pe pământ direct? Da. O lună a fost suficient cât să-l ruineze ca om. Mă uit la el și îmi dau seama că are nevoie de ajutor. E blocat și abia reușește să deschidă gura. Calvarul pe care l-a trăit a lăsat urme adânci asupra omului care până mai ieri era normal. Acești oameni, cu bruma lor de stimă de sine, erau umiliți și înfricoșați prin bătaie. Înțelegeți dumneavoastră? Violențele exercitate pentru orice fel de și în orice fel de manifestare, pentru că să nu credeți dumneavoastră că ei erau, li se dădea o palmă, două sau ceva. Ăștia erau bătuți cu parii, ca și animalele, tot în sensul de a fi terorizați. Și poate că ar învăța să treacă peste suferință dacă nu ar vedea chinul fratelui mai mare. Dintr-un bărbat în putere, care avea toată viața înainte, Dan a ajuns o umbră. Îți mai aduci aminte cum era fratele tău? Înainte, până să ducă acolo, era sănătos. N-avea. Era... Crezi că o să-și mai revină? S-ar putea. Te-ai dorit să-și revină?
Da. El a avut neșansa să ajungă pe mâna unei alte familii de romi, în care atrocitățile erau la ordinea zilei. L-au lovit cu ciocanul în mâini, a rămas cu handicap fizic din cauza asta la ambele mâini. A fost lovit cu ciocanul în cap, la fel cu de acolo probabil că au apărut și aceste afecțiuni neurologice pe care le are în momentul de față. Se pare că el a avut parte de bătăi mult mai crunte, de abuzuri mult mai mari. Au fost bătuți, au fost violați, i-au pus să facă sex între ei. De ce? Bărbați între ei, pentru plăcerea lor, habar n-am de ce. Deci tu ce îmi spui, că îi puneau să facă, să întrețină raporturi sexuale unii cu alții, doar pentru amuzamentul lor? Da. El a fost legat de cal și târât prin tot satul. Dan, cum s-a întâmplat atunci? Am vrut să fug și m-au prins. M-au legat cu de mână, cu vreau. De fapt, tu vrei fiecare instituție să fugi. Ne întoarcem înapoi la același sadism, la aceeași dorință de a-i da forță de exemplu pedepsei respective și sunt convins că dacă l-a târât cu carul în comună pe acolo, omul acesta a fost vătămat grav. I-a dat cu toporul în mână. Aici. Toporul și în mână și în cap? În cap, cu bâta, îmi dădea. Până leșinam. După aia a aruncat cu apă. Erau bătăi crunte? Da. Cine te bătea cel mai des? Tot. Toată lumea? Da. Toată familia care eram acum. Cum te prindeau, te băteau? Da. Dar fără motiv. Mă lega seara, eu nu fug. Cu lanțul direct? Da. Unde ține lanțul de ea? De picior. Nu-i vedea nimeni ca o sclavi? Nu i-a văzut nimeni pe oameni ăștia în lanțuri acolo? Nu l-a văzut pe omul ăla nimeni bătut cu ciocan în cap? Și după ce l-au bătut și l-au schingiuit în fel și chip, într-o bună zi romii și-au dat seama că Dan nu mai e bun de muncă, așa că l-au lăsat să plece. Când s-a văzut liber, cu ultimele puteri a mers la poliție și l-a dat dispărut și pe fratele său. Așa aveau să scape din iad. Îi las pe cei doi și merg spre Gămăcești ca să văd cu ochii mei unde au avut loc atrocitățile. Satul e undeva la poale de munte, departe de localitate. Acolo descoperim casele transformate în lagăr. Ce s-a întâmplat cu oamenii? Nu știm noi nimic. Dar ce ați auzit? Ce ați văzut? Noi n-am văzut nimic, ea nu știm nimic. Ea, că dacă știam, vă spuneam. A fost cărat cu calul legat din deal până în vale. Nu l-a văzut nimeni? Nu, dar voi fost acolo. Cine știe pe acolo? Nu, dar sunteți oameni. Chiar n-ați văzut pe nimeni sclav aici? Suntem aici. Ce să văd? Ce știu ce nume ce e acolo? Și n-ați văzut un sclav niciodată aici? Pe nimeni. Dumneavoastră... Dom'le, ați văzut sau n-ați văzut sclav? N-am văzut. Bărbații sunt la pușcărie, iar femeile arestate la domiciliu. Mata ești arestată la domiciliu. Mata pentru sclavie modernă. Eu am om! Deși sunt acuzați în acte că ar fi răpit și sechestrat zeci de oameni, povestea lor e alta. Sunt curați ca lacrima și nu mai știu cum să strige nevinovăția. N-am avut slam, noi să-i ținem legat, nu e adevărat. Da, ți-a avut acum, sincer. Am avut șoferi, am avut, aveți șoferul. Dar bani le-ai dat? Bani ce munceam cu ei, mâncam să mâncam cu el, mâncam tot ce făceam. A, deja pe mâncare, practic. Da, trăiam cu ei, aici, în familie, trăiam cu noi, aici. Nu poți să-i doamnă pe cineva la muncă dimineață până seara doar pe mâncare. N-ai cum. Vino-i, Vladus, că te
mâncat, pe să avem mâncare. Hai, doamne, bălătă! Păi trebuie să-i dai bani! Da, nu, le trăiam cu toți, mâncam, aduceam. Păi mâncai doar, dar nu-l plăteai. Ce chin, ce sclavi! Romii strigă cât îi țin puterile, că habar n-au de asta. Acești oameni strigă nevinovăția, deși în casa lor polițiștii au găsit un copil, numai mare de 12 ani, legat de mâini și atârnat de tavan. Păi de cum se-i bat? Am avut minorul ăla care spune că e acuzat de minorul ăla. M-a dat afară și m-a legat sus în casă. Păi filmează unde l-a legat, m-a scat. Ăla din post de legat era de la... Așa, așa, la mine, așa. La aici, cu tine, pentru tata mea. Ia ieși în înțelesul, dacă ați venit băiatul de 12 ani. Acestea sunt pozele revoltătoare, în care micuțul are mâinile țintuite în tavanul casei de un cârlig improvizat de familie. Cârligul aveam să-l găsim și noi, dar chiar și pentru asta femeia are o explicație ireală. Eu dormeam în pat aici cu copiii, m-a dat afară, a luat o oață din curte și l-a legat sus în tavan. Atâta l-a legat. Și am zis, domnule, de ce faceți treaba asta cu copiii? L-au legat mascații. Mascații, domnule! Deși se dau sărași, nu ai cum să treci cu vederea această imagine pestriță. Boliți răsăriți la umbra ajutorului social. O singură mărturie am reușit să strângem în satul în care încă se mai ascunde teroarea. Am ales să-i protejăm identitatea pentru că se teme pentru viața ei. Totul e adevărat. În halul ăla să-i țin lanțul? Da, așa-i ține. Cum îi țineau mai exact? Legați. Munceau asuprit. Ei stăteau la umbră și ei munceau până la epuizare. Și bătaie non-stop. Dar nu i-a văzut, doamnă, nimeni? Nu. Dar știu, domnule, și primarul și poliția. Primarul jumate din sat botezat și cu nunaz de el. A, da? Că vă dați seama, al 16-lea, al 8-lea mandat la Proca. A, și așa se votează cu ei? Da. A butat-o 3 mandat. Am cerut ajutor în realizarea acestui reportaj primarului, dar și polițistului din localitate. Primul a avut brusc o ședință la județ, iar al doilea nu a mai vrut să mai vorbească pe acest subiect. Am găsit însă o declarație în care primarul spune că verificări au fost făcute, dar el n-a văzut nici urmă de sclav chinuit. Au fost tot felul de zvonuri cum că eu aș fi știut de aceste lucruri și nu am luat nicio măsură, niciodată nu aș știut de așa ceva, pentru că înainte de toate sunt și eu om, am și eu un copil acasă, am un suflet. Nu-i țineau legați când ne duceam noi sau nu-i maltratau sau nu știam. Niciodată nu am primit nicio sesizare în scris sau verbală că ar fi existat așa ceva în satul Gămăcezi. Este ceva... Prima lor replică este că n-au cunoscut. Asta înseamnă indolență, înseamnă neparticipare la viața reală a comunității. Este imposibil ca organele de poliție de acolo să nu fi cunoscut aceste lucruri. Un alt martor are însă o ipoteză șocantă. Îl acuză direct pe primar, dar și pe polițiștii din sat că ar fi lucrat direct cu proprietarii de sclavi. Toți romii de acolo, de fapt, se cunoșteau cu primarul. Toți cei care au fost în cele din urmă arestați. Bineînțeles, unii dintre ei erau chiar finii lui, botezați sau cununați de către el. Adică primarul a intrat la ei în curte. Bineînțeles. E vestul sălbatic acolo, ce e? Oh, mai grav, tot spus, s-au spărăt câinii într-o cuvânt. Poliția a rămas la fel la conducere, nu s-a schimbat nimic. Era la un moment dat un polițist, Florin știu că cheamă, mergea cu ei în curte ca și șofer. Deci polițistul lucra la ei? Cam așa ceva, bine, nu era angajat sau ceva. Ne întoarcem la drama fraților Bratu, pe care autoritățile i-au abandonat în curtea părintească. Nimeni nu-i întreabă de sănătate și îmi recunosc printre altele că de 9 luni nu a mai mâncat o ciorbă caldă. Și tragedia, din punctul meu de vedere, a urmat la fel de rău și după. Și a continuat mai departe drumul cu... Pentru că noi trebuie să înțelegem că e în momentul de față. Sunt ai nimănui. Ai nimănui, sunt de un an și jumătate scăpați de acolo și au rămas ai nimănui. Gatate de psiholog. Ar trebui să existe acum o intervenție psihoterapeutică de amploare, profundă. Dacă vă întrebați ce se întâmplă cu stăpânii de sclav de la Berevoiești, aflați că deja își văd de viața lor. Din cei 39 arestați acum un an, 13 sunt plasați în arest la domiciliu. Chiar și în cazul unei condamnări, pedepsele maxime nu vor sări de 5 ani, timp în care nimeni nu poate garanta că victimele scăpate din lagăr vor învăța din nou să trăiască,
Depinde de noi acum să-i ajutăm să redevină oameni. Un gest cât de mic poate să însemne pentru ei o nouă viață. Mergem acum la Londra, în cartierul celor peste 250.000 de români. Printre străini și-au făcut un colț de Românie în care să trăiască mai bine decât acasă. I-am găsit însă cu frica în sân. Se tem că în curând englezii îi vor trimite de unde au venit. La o oră de mers cu metroul spre periferia Londrei, ajungem la Burnt Oak. Bine ați venit în mica Românie din Londra. O Românie mai mică, înfiptă în inima regatului britanic. E locul în care auzim mai des bună ziua decât hello. Aici toată lumea se cunoaște cu toată lumea, mai ales că s-au adus unii pe alții. Ăștia-s cu brânză sărată. Ia-ți unul și mănâncă. Vă punem ea bună. Ia. Ia dați. E cartierul românilor plecați de acasă de ani buni în căutarea unei pâini mai bune. Micul cartier din Londra, unde numit suntem? Burnt Oak, se numește Burnt Oak. Burnt Oak, e mai greu cu pronunțarea. Cum zic românii? Burnt Oak, noi știm, deci, așa, ca românește română. Ca română, cum scrim, așa citim și probabil. Da, Burnt Oak. Aici problema Brexitului e întoarsă pe toate părțile și analizată mai des ca în Parlamentul Britanic. Ai noștri stau ca pe jarde când au auzit că britanicii nu-i mai vor în țara lor și în curând ar putea să îi trimită acasă. Cum e treaba la Londra? Cum să fie? Cum e munca la Londra? E foarte fain la Londra, cum să fie? Îți place la Londra? Da, ne place. Ce muncești tu la Londra? Ce muncesc? Ca oricare român muncesc, fac treabă bună aici. Viața merge înainte, orice ar fi, un Brexit sau un Brexit, românii vor pleca în altă țară. Da, o să mă întorc înapoi acasă. Pentru mine România e România, față de orice țară, oriunde m-aș duce. Și Anglia cum e pentru tine? Da, e faină și Anglia, dar e ca și cum ar fi o stație de bas. Vii, stai o perioadă aici, faci ce treburi ai tu sau ce din punct de vedere financiar și pe aia continui viața, mergi mai departe. Acasă? Acasă, exact, acasă. Unde e familia, prietenii și toate rudele. Ce mai fain acasă. E locul în care locuiesc și muncesc cei mai mulți străini, dintre care 250.000 sunt români, o cifră impresionantă care ascunde tot atâtea drame. Cam majoritatea magazinelor, dacă ne uităm sau să putem intra înăuntru, au personal român care lucrează în magazine, cam peste tot pe această alee sau să zic bulevard al Bărtocului sunt doar români. Nicu Pâle e bucuros că am ajuns aici și îl întrebăm de sănătate. Ce s-ar întâmpla dacă după Brexit ar trebui să plece toți de aici? Ar fi gol, cred. A plecat de 3 ani din Franța, unde nu mai câștiga bine și și-a făcut un rost aici, în capitala României, cum îi place să spună. De fapt, țara ne împinge aici. Cred că da, în principiu da. Toți cei de acolo de sus din guvern ar trebui să schimbe. Și inclusiv noi, românii, ar trebui să ne schimbăm mentalitatea. Se simte nedorit și știe că la masa la care nu e poftit, nici pâinea nu e bună. E greu, e dureros, fiindcă trebuie să vii aici să muncești, când poți să stai în țara ta. Și, de fapt, țara ne împinge aici. Deși greul, e mai ușor de trecut când vede că și alții ca el au aceeași povară de dus a străinătății. În plus, aici nu-i lipsește nimic din ce ar găsi în țară. Găsești tot ce vrei, toate produsele românești. Majoritatea aici le găsești. Ca în satul mare, cam ceva de genul. Aici sunt, începând de la magazine românești, pâine, cofetărie, măcelărie, tot. Dacă uiți pentru o secundă că te afli la Londra, ai zice că ai ajuns mai degrabă într-un colț de Românie. Ai noștri s-au adus unii pe alții, s-au ajutat, au pus pe picioare mici magazine și au deschis afaceri de care englezii habar nu au. Prăjituri românești ca la București. Vedeți? Ecler, savarină, amandină, caramel cu nuci, vișinică, diplomat. Fetele sunt numai două din 16, pentru că seara rămân numai vânzătoarele. La prânz sunt 8 la producție și 6 la vânzare, plus 2 patiseri. Cum le cheamă pe fete? Maria și Gianina. Deci românce? Da, sigur că românce. Toți suntem românești.
Ovidiu Șarpe e bucureșteanul care a ajuns la Curtea Reginei încă de pe vremea comuniștilor. După o călătorie riscantă în care a stat ascuns 31 de zile într-un vapor, omul a pus piciorul pe pământ englezesc și n-a mai plecat. În regat a făcut de toate și a muncit din greu, iar acum deține una dintre cele mai prospere afaceri din Burnt Oak, o cofetărie cu prăjituri după care se dau în vânt până și cei mai mofturoși englezi. Suntem importanți în construcții, în servicii, hoteluri, spitale. Nu se poate, se paralizează Londra. Paralizează Anglia. Paralizează. Nu mișcă nimic. Fără români. Fără români. Nu exagerez, să știți. Nu exagerați. Nu. Noi nu protestăm, noi nu ieșim pe stradă, nu dăm cu sticle incendiare, nu înjurăm, respectăm religia țării, cultura și legile țării. Cu noi nu au nimic, dar noi nu spunem nimic. Ne lovesc pe noi, adică prin noi să lovească pe alții. Adevărații emigranți care nu au drept. Noi suntem comunitari, domnule, nu suntem emigranți. Noi suntem din comunitatea europeană, noi avem dreptul să stăm aici. Și suntem benefici țării astea. Indiferent că ni se spun țigan sau nu știu ce. Și oricât de huliți ar fi românii, plecați să-și caute norocul printre străini, afaceristul spune răspicat că fără noi nu se prea poate. Mai rar ai să vezi un englez rupându-și palmele pe șantiere sau vreo englezoaică robotind 12 ore pe zi pentru câteva lire. Nu ne ponegresc românii, ne ponegresc englezii pe noi. Nu ne... La fiecare oră trebuie să ia pauze, 15 minute, telefonul, mă doare mijlocul, n-avem timp. Deci n-ar face munca asta o englezoaică? Nu, niciodată. N-are cum, nu poate. Păi și nici n-are stamină. Românca duce, împinge șocul dacă vrei mai încolo. Deci duce. Englezoaică, nu. În 37 de ani sunt în țara asta. După câțiva ani mi-am deschis afacerea mea și n-a venit nimeni la ușă să întrebe de servicii engleze. Și nu e magazin unde să nu muncească măcar un român. Dacă Brexitul i-ar trimite mâine acasă, numai în Burnt Oak, 250 de magazine ar rămâne peste noapte fără 1500 de angajați. Ea este Nena, o tânără din Brașov pe care o găsim în cel mai căutat restaurant românesc în Burnt Oak. O aveam deja pe mama aici și nu vreau să stau singură în România. Și am zis că să vin și eu aici, să fiu împreună cu familia, practic. Cum a fost adaptarea aici? Sincer? Cam dificil un pic. Tot felul de oameni întâlnești aici, serios. Salariile. Altceva, nu-i nimic frumos aici. Nu-i nimic frumos. Deci chiar... A făcut ce a făcut și s-a adaptat. A învățat jocul supraviețuirii. Dar când credea că s-a liniștit și spera la un viitor în Anglia, a venit decizia tăioasă a britanicilor, care ar putea să îi dea planurile peste cap. Crezi că o să poți să-ți faci viitorul la care visezi tu după Brexit? Eu zic că da. Pentru că atâta timp cât ești corect și muncești și ești cu toate în regulă, eu zic că da. Deci ușor nu este. Mai ales când te gândești la câte chestii se întâmplă aici în ultimul timp, chiar nu e ușor deloc. Până una alta, ai noștri strâng din dinți și pun liră peste liră. Doar ziua plecării va fi cât mai departe și îi va prinde cu ceva bani albi puși deoparte pentru zilele negre din România. Ciao. Nu e brândă, nu are treabă cu laptele. Wow! Bine că avem în schimb clorură de calci. Brânza de vacă fără pic de lapte, făcută din ulei de palmier, grăsime de balenă și soluție de dezghețat șoselele. Bagă acea grăsime hidrogenată. Despre ce brânză putem vorbi cu 0% lapte? În timp ce autoritățile se încurcă în declarații, noi suntem copaii experimentelor alimentare. Produsul este făcut în România. Aici tăiem puțin că... De ce să tăiem? Adică nu e așa? Astăzi seară vă arătăm adevărul de sub eticheta mincinoasă. Tot timpul ne-am gândit, oare bine să fie acasă, să poate face ceva. Au stat 20 de ani la capătul lumii, dar au mai dat o șansă României. Să arăt că se poate și în România, să arăt oamenilor că... Trebuie a lucra. Ei sunt moroșenii care transformă casele vechi în pensiuni turistice. Aici e bulevardul miliardarilor. În Dorobanți e mai frumos față de centrul vechi, nu se compară. E altceva.
altă populație. Pentru lumea bună, weekendul are 7 zile, iar banul nu e o problemă. Deci e clar că banul are un rol important, mai ales în zona asta. Ai bani, poți locui aici. Nu, deci nu e brândă, nu are treabă cu laptele. Wow! Bine că avem în schimb clorură de calci. Brânza de vacă fără pic de lapte, făcută din ulei de palmier, grăsime de balenă și soluție de dezghețat șoselele. Bagă acea grăsime hidrogenată. Despre ce brânză putem vorbi cu 0% lapte? În timp ce autoritățile se încurcă în declarații, noi suntem copaii experimentelor alimentare. Produsul este făcut în România. Aici tăiem puțin că... De ce să tăiem? Adică nu e așa? Astăzi seară vă arătăm adevărul de sub eticheta mincinoasă. Tot timpul ne-am gândit oare bine să fie acasă, să poate face ceva. Au stat 20 de ani la capătul lumii, dar au mai dat o șansă României. Să arăt că se poate și în România, să arăt oamenilor că... Trebuie a lucra. Ei sunt moroșenii care transformă casele vechi în pensiuni turistice. Brânză fără pic de lapte, făcută din grăsime de balenă și soluție de dezghețat șoselele. Vorbim despre cea mai ieftină telemea de pe piață, vândută la 8 lei kilogramul, sau despre un nou experiment făcut pe stomacul nostru. Unii spun brânză bulgărească, alții brânza de cauciuc. Astăzi seară vă arătăm adevărul de sub eticheta mincinoasă, pe care scrie negru pe alb, specialitate bulgărească de vacă. Vorbim despre cea mai ieftină brânză pe care o găsim în galantarele din piață și supermarket. Să ne dați și nouă, vă rugăm, un kilogram din acesta. Specialitate Bulgaria vacă. Putem vorbi despre un produs lactat așa cum ar trebui să fie? Nici de cum nu este un produs lactat. Despre ce brânză putem vorbi cu 0% lapte? Dacă mie îmi place, da. E bună, familia de aici mă temete, să iau de mereu, te duci la doamna acolo. Să rămână! I se spune pompos specialitate bulgărească și nu costă mai mult de 9 lei kilogramul. E practic la jumătate de preț față de telemeaua noastră tradițională. Un kilogram de brânză costă în jur de 20 de lei, pe când un kilogram din această specialitate bulgărească, care nu este brânză, costă la jumătate, adică 8-9 lei. Culmea, până și vânzătoarea ne avertizează că brânza pe care ne-o vinde nu e deloc ce ar trebui să fie. Dacă vreți să faceți ceva bine, faceți așa pe să nu mai intre în loc și să se vândă marfa noastră. Da, că face concurență neloială la marfa noastră. Aparent, este ca orice fel de brânză. Nu ai zice că diferă ca aspect și ca miros de alte brânzeturi. V-ați întrebat vreodată de ce și mai ales din ce e făcută? Această brânzică ca un cauciuc gras. Așa se și zice, brânza de cauciuc. Ah, n-am știut. Așa e numită. Da. Își merită cu prisosință acum. Problema a fost majoră, că s-a descoperit că practic acea brânză nu avea niciun conținut de lapte. E adevărat că pentru un kilogram de telemea de brânză trebuie 7 kilograme de lapte. Produsul este făcut în România. Aici tăiem puțin că... De ce să tăiem? Adică nu e așa? Alături de președintele Asociației Proconsumatorii Costel Stanciu, încercăm să înțelegem de fapt ce conține acest produs pe care românul de rând îl pune frecvent pe masă, din ce e făcut și ce mâncăm până la urmă. 70% lapte praf reconstituit, 25% o grăsime vegetală despre care nu se știe ce tip este, adică este ulei de palmier, ulei de cocos, ulei de rapiță, ulei de fara soarelui, nu se cunoaște acest aspect. Și din moment ce se oferă, înseamnă că se și cere, iar cererea vine la pachet cu boala, ne explică Oana Dumitrache, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice. Se bagă acea grăsime hidrogenată, de exemplu uleiul de palmier, care este foarte periculos pentru organism. Pentru că prin procesare, hidrogenare, el poate să mărească
lipidele și să dea peste cap metabolismul lipidic al organismului, să mărească plăcile de colesterol și în timp să apară boli cronice, precum diabet, hipertensiune, obezitate și așa mai departe, și boli de inimă. Și în compoziție mai găsim acid citric, clorură de calciu și sare. Ba mai mult, nu doar grăsimile sunt periculoase. În momentul când vezi clorură de calciu, trebuie indispensabil evitat acest produs. Nu contează că e ciocolată sau că e brânză bulgărească sau că e pâine. Dacă are clorură de calciu, trebuie evitat musai. Până când autoritățile vor lua și măsuri care să interzică de la vânzare brânza de cauciuc, e bine să știți cum să faceți diferența între un produs bun și unul falsificat. Odată tăiată, o brânză adevărată din lapte are găuri cu aer ce nu pot fi falsificate. Dacă produsul pe care îl vedeți în magazin nu are aceste goluri, este clar, nu trebuie să-l cumpărați. Vorbim de fapt de un lactat făcut din clorură de calciu. Și mai există un test. În apa clocotită puneți o bucată de brânză de dimensiunea unei cutii cu chibrituri și o lăsați să fiarbă câteva minute. Mai bine de jumătate din brânză s-a topit. Asta înseamnă că într-un procent de 80% este făcută din grăsimi vegetale. Luăm un kilogram de brânză și îl punem pe masa specialiștilor de la Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară. Curioși să vedem ce conține de fapt specialitatea bulgărească. Și acum mergem cu ea la analiză. Da, să vedem dacă ce scrie pe etichetă se regăsește și în compoziția acestui produs. S-ar putea să avem surprize. După câteva zile, rezultatele analizelor ne șochează. Nu a fost identificat lapte de vacă, oaie sau capră. Conținutul de proteină, în mod normal, ar trebui să fie minim 18,5%, iar în proba analizată a fost găsit un conținut de 3,95%. Wow! Bine că avem, în schimb, clorură de calciu. De ce? Răspunsul ne-l dă medicul nutriționist Vera Daghie. Clorura de calciu se folosește în dezghețarea trotuarelor și a străzilor pe timp de iarnă. Despre acest lucru vorbim. Mai vorbim de faptul că această clorură de calciu se găsește în minim 33-34 de produse lactate aflate pe piața României. Deci tot statistică negru pe alb vorbim. Consumată în mod constant, această brânzică, acest produs lactat, poate determina efecte foarte neplăcute din punct de vedere medical, de la anorexie, vomă, diaree. Deci un semnal de alarmă serios trebuie tras. Și boli de inimă, că plăcile de aterom, depunându-se la nivelul arterelor inimii sau la nivelul arterelor creierului, pot apărea inclusiv accidentele vasculare cerebrale. Deci iată ce dezastre pot aduce în timp consumul exagerat de aceste alimente care nu sunt sănătoase. Pentru o brânză telemea de vacă, conținutul de grăsime ar trebui să fie de minimum 16,4%, iar noi am găsit un procent de 42,05%. Laptele care nu există, câteva proteine care sunt un minimorum, un pic de sare care e în cantități rezon, să spunem. Ce ne mai rămâne? Ce ne mai rămân? Grăsimile. Multe grăsimi. Ați văzut anterior și când am luat în brânză, efectiv mi-au rămas palmele unsuroase. Deci sunt niște grăsimi vegetale care sunt, iar consumate la lung, sunt foarte periculoase pentru sănătatea umană. Și ea costă 8 lei, deci vă dați seama clar că a fost pus soia pe post de proteine și au fost pus ulei de palmier sau ulei de balenă, mai puțin am auzit, oricum uleiuri hidrogenate care nu sunt sănătoase pentru organism. Altfel spus, această brânză nu a văzut picătură de lapte, deși pe etichetă scrie negru pe alb, specialitate de vacă. În realitate conține ulei de nucă de cocos, de palmier, soia și rapiță. Ingrediente tip grăsime vegetală mult mai ieftine și mai ușor de procesat decât laptele. Și în timp ce producătorii câștigă, noi, consumatorii, care mizăm pe buna lor credință, avem de pierdut. S-a făcut un produs foarte ieftin, foarte periculos pentru consum,
dar culmea este și foarte gustos, pentru că întotdeauna din coloranți, din anumite materiale sintetice, a fost atât de bine pus la punct, încât gustativ a lăsat impresia că este de o calitate excepțională. Are aceeași formă, aceeași culoare, chiar și același gust, dar de fapt e brânză de cauciuc. Acum că tot am aflat ce conține, vrem să vedem ce preferințe au consumatorii. Așadar, vom merge la piață cu aceste două tăvi. Pe una este specialitatea bulgărească, iar pe cealaltă, telemeaua de vacă. Este. E bună, doamnă? Na. Nu știu ce e. De ce e? De vacă, de oaie? Are zero lapte. Da? A, e nasoală, da. E brânză bulgărească. Ați da. Auzit de ea? Nu e bună. Nu e bună? E foarte fărâmicioasă, un pic acrișoară și foarte sărată. Nu altceva, nu, deci nu e brânză. Nu, nu, nu are treabă cu laptele. Ați cumpărat așa ceva vreodată? E oribilă. Chiar e oribilă. Vreau să vă zic că are zero lapte. A, înseamnă că e bună tare. E bună. Cu zero lapte? Păi dacă e gustoasă, ce contează? Vreau să vă zic că are și clorură de calciu. Clorura o știu. Topește gheața. Exact. Și asta conține brânza asta. Și ne face, cred că ne topește și pe noi? Ați cumpărat așa ceva vreodată? Nu, dar din păcate în magazine nu poți să guști și... te păcălești. Și cât are prețul? 8 lei kilogramul. Păi de-aia e așa. De-aia așa de rea? Uh-huh. La banii ăștia? Da. E clar, dacă costă 8 lei un kilogram, dar nu de e... unde să fie lapte? Chiar că bătaie de joche. Da, da. Chiar că bătaie de joche. Și aia, după vremea al Ceaușescu cu soia, era mult mai bună ca asta. Da? Doamna Elvira e din Sibiu și de ani de zile își vinde produsele lactate în piață la oraș. Știe cât muncește și de cât lapte e nevoie ca să facă un singur kilogram de brânză. Brânză se face numai din lapte. Eu altă brânză nu știu. E revoltată că produsul pe care îl avem noi pe tavă se numește tot telemea. Adică arunc laptele și fac brânză din lei. Așa fac acești producători. Să fii puțin țăcănit. Să faci așa ceva? Da, cum să? Deci o brânză adevărată, o obligatoriu? O brânză din lapte, nu adevărată. O brânză din lapte e brânza aia care face găuri, care dospește. Și dacă e o travă curată, de ce o găsim pe piață? De ce nimeni nu ia nicio măsură și nimeni nu ne avertizează? De ce să fii mai proști decât ceilalți? De ce să fii mai bolnav decât ceilalți? De ce să fim chiar gunoiul Europei? Cristian Togan se ocupă de inspecția și controlul oficial în cadrul ANSVSA. Ne spune hotărât că... S-a dispus informarea serviciului veterinar din Bulgaria cu privire la produsul incriminat în vederea retragerii acestuia de pe piață. Ce-i scapă însă șefului de la Autoritatea Sanitar-Veterinară este că, cel puțin pe etichetă, scrie mare, produs în România. Tot acolo scrie că produsul este făcut în România. Aici tăiem puțin că... De ce să tăiem? Adică nu e așa? Nu. E vorba de compoziție, vă referiți dumneavoastră, în compoziție ce era trecut, era vorba de lapte praf și ce ingrediente mai erau trecute acolo. Păi și i-am sesizat pe cei din Bulgaria pentru că... Pentru că acolo era vorba de lapte praf, dar de fapt în compoziție nu se regăsea acest lapte praf. Pe eticheta produsului scrie foarte clar, produs în România. De-aia nu înțeleg de ce am sesizat pe bulgari. Suntem nedumeriți, așa că repetăm întrebarea. Produsul respectiv venea din Bulgaria și era depozitat într-un depozit din București. Și întrebarea mea e de ce scrie produs în România pe etichetă? Pentru că e normal orice produs care vine de afară să aibă scris în română... Ce conține acel produs. Îl lăsăm pe șeful ANSVSA vizibil încurcat și cu brânza în pungă batem la o altă poartă înaltă. În zadar am încercat să obținem o reacție și de la ministrul agriculturii. Acesta ne-a transmis că cel puțin deocamdată nu dorește să comenteze acest subiect.
Și dacă vă întrebați ce măsuri s-au luat în urma acestei anchete, aflați că depozitul, dar și magazinul în care s-a găsit brânza cu probleme, s-au ales cu o amendă de câte 3.000 de lei. În plus, autoritățile au decis să retragă de pe piața din toată țara lotul respectiv de specialitate bulgărească. Dar nici până la această oră nu ne-am lămurit unde se face de fapt brânza fără lapte, în România sau în Bulgaria. 20 de ani au lucrat la cele mai mari hoteluri din Dubai, dar au ales să vină acasă și să muncească pentru ei. E povestea familiei Ma, care cu banii câștigați vrea să reînvie un sat uitat de lume din Maramureș. Cu 150.000 de euro vor să cumpe casele bătrânești din sat și să le transforme în pensiuni tradiționale. Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara mea. Așa și-au zis și Ciprian și Anca Mac atunci când au decis să lase străinătatea și să facă drum înapoi spre casă. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Vă așteptăm! Așteptăm cu mare drag! Vai, dar de când vă așteptăm? Dar ce frumos v-ați îmbrăcat! Mulțumim. Ne-am pregătit frumos. Un pic să... Mulțumim. Așa să primesc aici oaspeții? Așa și mai bine. Așa și mai bine. Pentru început, deocamdată cu sare și pâine. N-aveați în Dubai și pe unde ați fost? N-aveam. Nu. Cum le era pâinea? Le era diferită, nedospită. Mai bună pâinea mai bună, pâinea românească făcută de noi în cuptor de tradițional cu lemne. De departe, incomparabilă. El bucureștean jet-beget, ea ardeleancă neaoșă. Tineri frumoși și cu multă poftă de a face și mai ales de a reface viața în acest colț de Românie în care numai bătrânii au mai rămas. I-am găsit la Surdești, într-un sătuc din Maramureș, în poarta unei vechi case unde ne întâmpină îmbrăcați în straie populare și cu zâmbetul pe buze. Îmi visea casa, pur și simplu cuvântul casă și pur și simplu locul, tradiția, oamenii, locul. Absolut tot ce ține de casă, de România, de tot. Cei mai frumoși ani din viață și au petrecut la muncă, în celălalt capăt al lumii. Dorul de casă avea însă să le rămână ca un ghimpe tot timpul în suflet și tot el avea să-i aducă într-o bună zi înapoi. Lucrau în hoteluri de lux, câștigau bine și nu le lipsea nimic. Însă după 20 de ani, Ciprian și Anca au ales să lase Dubaiul cu tot luxul și să se întoarcă la vatră. Ne-au lipsit cântatul cocoșului dimineața, liniștea, oamenii, ștraful când trece pe uliță. Tractoarele, te trezești un tractor. Acum... Da, ne aduc liniștea de care de fapt o căutam. De fapt, cred că în drumul nostru asta am și căutat, așa-i? Am căutat un loc sigur, și stabil. Și să ne facă să ne simțim bine și să ne bucurăm. Când era cel mai greu? De sărbători. De sărbători era... Nu greu, foarte greu. Vai, că așa de repede au trecut orele când am vrut să venim înapoi, că nici mai știu când am zburat, cum am zburat, unde am schimbat avionul, absolut nimic. Știu că doar aveam geanta și am zis că mergem acasă și am terminat. Nu. Tot timpul ne-am gândit, oare bine să fie acasă, să poate face ceva, oare bine că ne-am părăsit serviciul și starea de bine care am avut acolo. Nu trebuie să stai prea mult de vorbă cu ei ca să îți dai seama că abia acum sunt fericiți și împăcați. Vreme de 18 ani, Ciprian a văzut viața de la înălțimea zgrienorilor din Dubai. Acum își vede viitorul de pe acoperișul căsuțelor pitice acoperite cu șindrilă. Nu, vin să vă dau o mână de ajutor. Cu banii strânși în străinătate, cei doi își vor construi aici o pensiune tradițională. Au cumpărat câteva case vechi de 100 de ani din sat, pe care le readuc la viață cu mâna lor și pe care le transformă în locuri cochete de cazare. Știu că tradiția e aur în aceste vremuri și mizează pe asta. Au investit aproximativ 140.000 de euro, jumătate din bani fiind fonduri europene, dar și mult suflet și dragoste de locurile acestea. Cât de tare ți-ai dorit casa asta? Foarte tare. Am văzut-o de multe ori, am trecut pe lângă ea și m-am gândit, oare vinde-o oamenii ăștia casa, nu-or vinde-o?
și era dacă nu o luai tu? Dacă nu o luam eu, casa deja era stricată. Casa e foarte veche, are cel puțin 100 de ani. Lemnul e foarte tare în ea. O să avem aici casă de oaspeți, 4 camere cu băi individuale. Din anii petrecuți în străinătate, Ciprian a învățat că respectul și disciplina sunt cheia atunci când vrei să faci ceva. De asta te-ai întors? Să arăt că poți? De asta m-am întors, să arăt că pot mai mult decât am făcut în alte țări unde am fost și în alte companii mari în care am lucrat. Să arăt că se poate și în România, să arăt oamenilor că trebuie a face, trebuie a lucra. Nu se dă în lături să bată cu mâna lui un cui sau să taie un lemn. Știe că doar prin muncă va reuși să răzbată și să își vadă visul împlinit. Încercăm cum putem să aducem tradiția înapoi la viață și oamenii să vadă că se poate face și cum se făcea mai de mult. Nu trebuie materiale noi, trebuie numai un pic de voință și se poate face și cum se făcea acum 100 și ceva de ani. În sat, toată lumea îl admiră pe Ciprian. Vecinii îl susțin. Sunt fericiți că, în sfârșit, cineva face ceva pentru locurile acestea și le salvează casele bunicilor, care altfel ar fi ajuns lemne de foc. Face un lucru foarte bun și frumos, că multă lume nu, la noi nu mai dau apreciere la căsile vechi. Și încep să le taie de foc și mai mult străinii. E o mândrie că, practic, el vine și face. Da, e foarte... că au făcut, uitați, 3 căse aici, ca frumoase. Tradiționale și le-am salvat, nu o să ajungă pe foc. Da. În pensiunea lor, totul va fi tradițional, până și lenjeria de pată în care vor dormi turiștii va fi țesută de mână ca acum 100 de ani. De asta se va ocupa personal Anca. Până atunci își aduce aminte de toate rețetele de pe vremea bunicii și pune pe masă cele mai bune bucate. Hai să vă aduc sarmale. Nu, așa că de când le așteptăm. Vai, de când am venit de la Dubai, numai cu rece ajunca. L-am adus și caș și plăcintă cu urdă v-am făcut. Am scos și slănină și crâmnați de casă. Nu, așa da. Hai să-mi fac un pic de loc. Da, așa da. Am unde să pun sărmăluțele. Nu, nici la Dubai nu te-a servit așa. Nici curec n-ai mâncat. Sigur de asta. Nici horincă n-ai băut. Vai, ce-ar aștepta ei să-i servim așa. Să vină la noi aici, în Maramureș, că îi servim și cu horincă, și cu cureți, da. Și cu caș, și cu slănină, și cu voie bună și Dumnezeu ajute. No. Ia în China, Doamne bună. Ajută, la mulți ani, Doamna, serviți poftiți. Ce doriți, mulțumesc frumos. La mulți ani, Doamne la ajută, mulți ani, să trăiți. Mai veniți la noi, bine, Doamne găsit. Ajută, sănătate, bine la mulți ani. Sănătate, la mulți ani. Acum suntem acasă. A, da. Acum ești și, fericit, așa? Și acum e cea mai mare fericire, că nici la Dubai n-am mai avut așa mirosuri cum sunt aici la noi în Maramureș. Era poftă de mirosul ăsta, dor de mirosul ăsta. Vai, 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 cât m-am gândit în fiecare noapte, mă gândeam oare cum fie pe curetiu. Nu puteam să mâncăm carne de porc, n-aveam voie. Și era tare puțină și nu găseai. Dar să știți că nu aveam voie să primim carnea de porc. Când carne eram de porc. Carnea de porc n-aveam voie să o cerem. Nici pachetul nu venea. Nu. Nici nu, pachetul nu venea. Nu era interzisă carnea de porc, mai ales să o intre în țară prin intermediul nostru, nu. Dar stăteam cu gândul. Stăteam la plajă de Crăciun și ne gândeam aici că ninge. Da. Cum și era ce la frumos e. Și ce frumos, ce bine să mănâncă. Ce bine să mănâncă, da. Și ce bine se odihnește lumea și aerul rece un pic, acolo 40-50 de grade. Eu zic că unde ești născut, acolo te tragi, indiferent cum ar fi serviciul cât tău fost, și cât de bine. Spunem, nu ne-a lipsit nici acolo nimic. Nu ne-a lipsit absolut nimic. Dar locul, casa, ne-a lipsit cel mai mult. Să trăiască viața ca acum 100 de ani și să le arate și altora că ce e românesc nu piere. Asta își propun soții Mac și speră ca și alții să le urmeze exemplul. Cel mai bine acasă, așa? Da, mă simt eu cu adevărat. Eu nu mi-am dat seama la 12 ani că a trebuit să treacă 20. Să dau în conjurul lumii, ca să-mi dau seama că aici e mai frumos. Acum, când se uită în urmă, nu regretă nimic. Sunt siguri că au luat cea mai bună decizie, deși toți apropiații îi îndemnau să-și caute fericirea în lumea largă. Zi, ce faci? Te mai duci de aici? Eu nu mai mă duc nicăieri. Aici e bine, la noi, în Șurdești, în România. Rămânem acasă. Rămânem acasă, așa-i? Da. Nu vrei să rămânem? Ba, nici nu mă mai gândesc. Gata, m-am hotărât că nu mai plecăm.
Așteptăm turiștii. Rămânem aici. Așteptăm turiștii. Ne bucurăm de viața care ne-am făcut aici. Și ne retrăim copilăria. Copilăria, da. Așa-i? Așa-i că așa ne-am gândit. Mergem doar să vizităm. Da. Mergem în vizită. O să fim noi turiști. Exact. Aici e bulevardul miliardarilor. În Dorobanții e mai frumos față de centrul vechi, nu se compară. E altceva, altă populație. Pentru lumea bună, weekendul are 7 zile, iar banul nu e o problemă. Deci e clar că banul are un rol important, mai ales în zona asta. Ai bani, poți locui aici. Viața nu înseamnă numai bani. Din punctul meu de vedere, adică mai trebuie să mai și trăiești. A vândut tot ce avea la oraș și a lăsat jobul și a construit castelul visat în copilărie. Ca și formă, noi ne-am dorit să fie o chestie de poveste și atunci am ajuns la o combinație între Crestele Munților și Casa Petrișor din Albă, Casa Pada. Viața nu înseamnă numai bani. Din punctul meu de vedere, adică mai trebuie să mai și trăiești. A vândut tot ce avea la oraș și a lăsat jobul și a construit castelul visat în copilărie. Ca și formă, noi ne-am dorit să fie o chestie de poveste și atunci am ajuns la o combinație între Crestele Munților și Casa Petrișor din Albă, Casa Pada. Pe Dorobanți, în București, rangul se ține cu stil, mașini 4x4, haine de firmă și apă plată la 30 de lei paharul. Aici weekendul are 7 zile, timpul nu e o problemă, iar banii nici atât. Un univers paralel pentru muritorul de rând, dar ceva obișnuit pentru norocoșii care încep ziua pe la amiază cu cafeaua de dimineață. E lumea bună a capitalei, locul unde, dacă nu calci, nu existi. Aici luxul se plimbă pe 4 roți și se etalează în haine de designer. Vorbești puțin cu noi? Un fel de Beverly Hills de România, în care nimic nu e nici prea mult, nici prea scump și în care toată lumea își permite. În lumea răsfățaților de modă nouă, să stai tolănit la terasă în miezul zilei când soarele bate mai puternic e un must. Nimeni nu muncește și nici măcar nu se gândește să o facă. Unii se bucură de traiul bun pe care l-au moștenit din familie, alții de afacerile grele care le aduc sute de mii de euro în cont. Here the people like to live their life which are the way I like. Which is the way? More luxurious. More luxury, more classy, more nice, more friendly people. Yeah, it has special place, not like the rest of the other neighborhoods. Faceți cunoștință cu Otilia Vrabie. După ce a cochetat câteva luni cu televiziunea, s-a întors la preocupările ei de bază, promenada zilnică pe la terasele din polul bogaților capitalei. În Dorobanții e mai frumos față de centrul vechi, nu se compară. E altceva, altă populație. Ce sens? Ce fel de bărbați? Nu știu, sunt bărbați mai frumoși, mai așa, mai... În centru vechi nu prea, nu frecventez și nu-mi place. Nu, Dorobanți îmi place mie. Acum caut să fie mai deștept, că toți sunt frumoși și au bani și așa, majoritatea sau pozează că au bani, dar deștepți mai greu și caut. Toți vor numai silicoane, să arate bine, să... buze, silicoane și cam atât. Ai făcut ceva? Da, mi-am făcut o intervenție la nas, dar atât. Ținuta regulamentară pentru dorobanți trebuie musai să conțină un ceas placat cu aur, ochelari de brand și papuci cu puf, cum cere trendul. Banul e cel care dictează și dă tonul vieții în roz, așa că și mașina trebuie să fie pe măsura pretențiilor. Acum nu fac nimic, dar mă simt bine cu ceea ce fac, da, cu sportul, cu mâncatul sănătos, cu...
relaxare. E ora prânzului, așa că în fața teraselor din buricul capitalei e tot un dute vino. Puse la patru ace și îmbrăcate ca pe catwalk, domnișoarele coboară din limuzine de lux și își caută grăbite un loc la umbră unde să savureze o salată și o limonadă. Voica Teodoru știe ce spune. Are 44 de ani și e încă o apariție în cartier. Ne invită la o cafea și ne face o prezentare a locului. Ne spune franc. Îi place viața de aici, dar îi displac intrușii care fac act de prezență câteva ore pe zi doar ca să își etaleze mușchii, portofelul și mașina. E plin de snobi. Unii n-au loc în propriile haine de snobi. Pognesc, îi vezi de cum intră. Știi? Deci nu putem să negăm. Sunt și oameni modi. Dești, rafinați, care nu-și etalează bunurile, sunt și unii care și-ar parca mașina aici lângă canapea, dacă s-ar putea, numai să o vadă toată lumea, să vadă cine a ieșit din ea. Cunoaște fiecare crai și fiecare divă, știe fiecare cât și ce valorează și mai ales ce îi recomandă la masa bogaților. A scris chiar și o carte despre zbuciumul personajelor care animează dorobanțiul. Dacă nu ai bani, nu ai loc aici. E foarte simplu, e o ecuație foarte simplă. E profesoară de limba română și de franceză, însă a ales să-și trăiască viața așa cum vrea, fără constrângeri, în libertate. Rochia vaporoasă, rujul roz și unghiile roșii o integrează perfect în peisaj. Eu cred că eu aș ști să-mi creez un dorobanț în oricare loc al lumii. Deși dacă mă duc în alt și tot frumoasă ar fi viața mea. Eu cred că nu dorobanțul îmi creează mie viața, ci eu creez viața mea proprie și creez și dorobanțul. Dacă vreau. Eu întotdeauna am zis că o femeie care arată bine este o femeie educată, în primul rând. E una să scapi merdenele și alta să mănânci frunze. Bă, așa în moment simt, pasc, mă duc la sală, sunt bine cu mine însă, mă văd foarte, cea mai frumoasă mă văd. E fericită și ne spune că a luat de la viață exact ce i-a plăcut. Eu vreau să fac hotel management și vreau să plec. M-am gândit, m-am hotărât de 100 de ore. Am zis că în Anglia, după aia în America, ziceam după aia la Lausanne, dar acum m-am hotărât, mă duc în Spania. Diplomele acolo sunt mai pragmatice, da. Sunt mult mai recunoscute și salariul e mult mai mare. Pe mine mă interesează partea materială. Și vreau să... Ai văzut unde a ajuns societatea asta? Cum ne-au alungat copiii de acasă? Cum pleacă că au salarii mai mari în loc să vină aici, să se întoarcă să muncească pentru țara asta? Uite! Și tragem concluzia. Dorobanțiul e până la urmă un loc de văzut în București. Aici cercetătorii parcă sunt mai spălați, chelnerii au școală de ospătari, parcagii sunt mai educați și o mulțime de paparații câștigă o pâine. Nu e nimic rău atâta timp cât circulă banul. La 50 de kilometri de Sibiu, un bucureștean a construit, din lut și paie, un castel de poveste care a costat într-adevăr o mică avere, 250.000 de euro. Locul e magnific și atrage ca un magnet curioși din țară, dar mai ales din străinătate. Totul a început ca un vis, visul lui Răzvan de a-și schimba viața și de a trăi departe de agitația Bucureștiului. Într-o bună zi a lăsat orașul și s-a refugiat aici, la poalele Făgărașilor, într-o casă ca în basmele lui Anderson. I-a trebuit ceva curaj, dar a îndrăznit să riște totul pe o singură carte, un loc de poveste, pe un picior de plai, pe o gură de rai. E acel colț de Românie curată, rudimentară, pură, care l-a atras ca un magnet pe bucureștean. Pentru asta a renunțat la slujba bine plătită în publicitate și a vândut tot ce avea în capitală și s-a mutat aici, la Porumbacul de Sus, în Valea Zânelor, așa cum avea să-și denumească terenul cumpărat cu ani în urmă. Începând din 2006, când am cumpărat acest teren, noi am tot venit pe aici și
Sincer, pe noi ne-a inspirat locul acesta că numai o chestie de poveste s-ar potrivi cel mai bine. Am simțit o chestie magică. Noi am achiziționat în 2006 și de-abia în 2014 ne-am apucat de construit. Ne-am vândut tot. Ca să ridice castelul așa cum și-l imaginase, Răzvan a schimbat mai mulți arhitecți, însă într-un final a reușit. Unii spun că seamănă cu locuința hobiților, el însă susține că e doar inspirat din natură. Ca și formă, noi ne-am dorit să fie o chestie de poveste și atunci am ajuns la o combinație între crestele munților și casa peticiilor din Albă ca Zăpada. Acoperișul are o similitudine cu... Făgărașul? Da, cu munții Făgăraș. Și ușile sunt ușile din Albă ca Zăpada. Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării, ci calculat la milimetru, spune Răzvan. Materialele folosite sunt tradiționale. Fundația e din beton și piatră, structură din lemn, iar acoperișul din șindrilă. Pereții sunt făcuți din cob, un fel de amestec de pământ, apă, paie și nisip. Avantajul mare al acestui material, una că este un perete care respiră și îți păstrează o umiditate constantă în interior și vara este răcoare, iar iarna este cald. A fost făcută manual și bătută manual, bucățică cu bucățică. Sunt 80.000 de bucăți. 80.000 de bucăți și 200 kg de cuie care s-au folosit numai pentru șindrila. Dorim ca oamenii care vin aici efectiv să se simtă ca într-un bazm. Adică să simtă aerul, natura, poate auziți râul, păsările. Într-o zi a venit un american, de fapt român, plecat în America de 36 de ani, a stat pe baloții ăștia de paie și l-am întrebat ce v-ați dori să faceți când veniți aici. Și așa zâmbind mi-a spus să stau. Zice, mă simt așa de bine pe baloții tăi de paie, zice, dacă mi-ai fi dat un scaun ultra confortabil, nu cred că ar fi fost așa de bine cum mă simt eu pe baloții ăștia. Construcția a costat mai bine de 250.000 de euro, dar Răzvan spune că a meritat fiecare bănuț. E liniștit, sufletește și motivat, chiar dacă mai are mult de muncă până să-și vadă cu adevărat visul împlinit. Este mai scump decât o casă normală pentru că este și mult mai multă muncă. Cred că oamenii și mai ales oamenii care au lucrat în corporații sau își dau seama că nu e locul lor acolo. Este ok, București este o rampă de lansare, adică mai trebuie să mai și trăiești și oamenii tocmai asta își doresc, adică își dau seama la un moment dat că na, mai vor și altceva. Castelul se află la 40 de kilometri de Sibiu și va deveni în curând pensiune de lux cu 10 camere. Deși nu e gata, turiștii îl caută deja și îl vizitează. Sunt curioși și mirați de ceea ce găsesc aici. Zilnic, cel puțin 100 de oaspeți intră pe poarta lui Răzvan. Și români, dar mai ales străini care au descoperit minunea pe internet. How's the place? Oh, it's nice, very beautiful. It's a beautiful building and yes, I like it. Like a fairy tale. Yeah, it's beautiful. Where are you from? From Germany. Eu vin din Germania, am stat 25-26 de ani în Germania și natura de aici e formidabilă, nu? Și aia mă tot trage încoace. Alții bat sute de kilometri doar ca să imortalizeze cea mai frumoasă zi din viață aici, într-un cadru de poveste. Silvia și Lucian au avut nuntă în urmă cu câteva săptămâni, dar au vrut să îmbrace din nou hainele de miri și să vină din Oltenia până aici, doar pentru câteva fotografii unice. De când am venit prima dată aici, în iarnă, ne-am gândit să facem pozele de după nuntă aici. Noi cam departe de la Craiova până aici, câți kilometri sunt? Sunt vreo 240, dar nu contează. Lecția lui Răzvan arată că se poate. Totul e să vrei să miști ceva și să-ți vezi visul cu ochii. E unul dintre cei peste 100.000 de români care în fiecare an aleg să se întoarcă la origini. Renunță la traiul la bloc în favoarea traiului simplu, pe ulița satului.
acestea au fost subiectele noastre pe ale dumneavoastră. Le așteptăm pe e-mail sau pe Facebook-ul emisiunii. Până săptămâna viitoare, toate bune! La revedere!